Românii mănâncă aproape sănătos, o spune realizatorul celei mai de succes emisiuni medicale din Statele Unite ale Americii. Dr. Nandi a acceptat provocarea noastră și a gustat din tradiționalul ciolan cu fasole, șorici și slănină. S-a declarat impresionat mai ales de murături, dar nu a refuzat nici ceapa, despre care spune că poate învinge bolile. Dr. Nandi n-a stat mult în România, dar a înțeles clar un lucru despre preferințele românilor când vine vorba de mâncare. Ne place porcul și cam orice se prăjește, la jar sau în tigaie. I love the chicken. If I can take the skin off and the pork, I think if you don't eat it every day, it's great. This looks great. I love the way it's cooked in a natural way. Până să se frigă bine pulpa de porc la proțap și cei 5 pui la jar, ne primim oaspetele cât se poate de tradițional. Avem în cămară slănină, ceapă și șorici. This is just fat. Just like simply fat. Fat from where? From the pig. That is not good. What? Only because animal fat is not good for the heart. The kind of fat you want are for fats from like avocado, like coconuts. They're good fats. Mai e mult până când românii vor înlocui porcul cu astfel de grăsimi, dar avem și noi atuurile noastre. I love the onions. I can eat onions all day. This is really good. This detoxifies your body. It's also a great source of nutrition. La fel de bune sunt și murăturile. Because it adds the good bacteria in your intestine. Like in the US, people, I recommend people eating this kind of food. Și a mâncat și el garnitură pentru porcul și puii de pe jar care între timp au ajuns pe masă, alături de fasole. This is great. Yeah. Greens are a great source of protein. Animal proteins in general, yeah, is, you know, you want to limit them. Again, it doesn't mean that you can never have them. It's just that you don't want to have it all the time. Pe lângă mâncare, hidratarea și meditația sunt foarte importante pentru o viață mai sănătoasă, spune Dr. Nandi, care consideră că alimentația poate ajuta la vindecarea unei boli. I wanted medicine to be their food, to be their medicine, not the medicine I give them. I think this is the most powerful weapon we have against disease. The fork. It's what you put in your mouth, right? Dr. Nandi s-a născut în India, iar de la vârsta de 9 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Acum este gazda unei emisiuni de mare succes peste ocean, Ask Dr. Nandi, în care abordează subiecte despre sănătate, nutriție și stil de viață. O emisiune pe care o puteți vedea în exclusivitate în România pe antenaplay.ro.